Je suis de nouilles. Tu es petite. Valeur. O să mor, nebuno, o să mor! N-o să mor! Poate moare și ea, cu banii tăi cu tot. Mă, șacalilor, ce faceți? Înainte să începem videoclipul, nu uitați să lăsați un like la videoclip, să facem cât mai multe. Ok, eu între timp am fost și am mâncat niște paste adevărate, că mi-era foame la un moment dat. Așa că, vă rog frumos, sper să ajutați. Și pe melodia lui Delia. Bă, dar-i tare. Între două lumi, viața furată. Episodul 4. Mamă, sunt fiert. Hai să vedem. Denis. Ieși. Te rog. Și relații. Trebuie să spun ceva. Nu mă interesează, nu înțelegi. Ce ai? Eu zic să ai grijă la cine țipi. Ce? Ce? Nu vreau să mă retrag în companie. Ce? Trebuie să spun ceva. Nu mă interesează, nu înțelegi. Ce ai? Ce? Yeah. Ce? 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 Nu înțeleg ce zici. Ești nebun? De ce? Cum să te retragi din? Eu nu l-ai consultat. Am auzit că ești compatibilă cu Livi. Da, tocmai asta l-am venit să spun. Și eu am făcut testul cu tine. Și mi-a făcut și analize, știi că le fac analize. Și ce s-a întâmplat? Și am primit telefon că nu sunt compatibil, dar pe deasupra m-a dat o veste bombă. Ce veste, măi, tăte? Denis Iancu, sunteți infectat cu HIV. Ce? Nu. Mă, nu se poate nivelul ăsta de rână, nu se poate. Mă, de unde se gândesc oamenii ăștia, e? De unde? Cum? De unde se gândesc, e? De ce ăsta, efectiv, gândești că mergi la un concurs? Cel mai random lucru care se poate întâmpla vreodată? Și primul tău adversar este Denis. Ce faci? Nu există așa ceva. De unde i-o venit ai cu HIV și cu cine? De unde o luat el HIV? Perească Dumnezeu, ei, dacă nu sunt cel mai curios om din lume acum. Hai de capul meu. Wow. Nu e adevărat. Și asta a început să râdă. Zice un care HIV. Am avut o săptămână și o săptămână. Nu vreau să ies din camera asta. Tremură carnea pe mine. Nu mai pot. Vreau să spui. Livi știe. Trebuia să spui. Ieși afară odată. Ba da, ieși. Nu ies. Ieși afară. Nu ies. Ieși afară din casa mea momentul ăsta. Ieși să nu te mai vezi niciodată. Ce se întâmplă? Bă, fraților, dar nu râdiți aici când filmat. Ieși afară odată. Nu, vă rog frumos să vă uitați. Ba da, ieși. Nu ies. Ieși afară. Nu ies. Ieși afară din casa mea momentul ăsta. Ieși să nu te mai vezi niciodată. Fraților, ăștia râd. O să le vezi, Denis. Bine. Ieși afară din casa mea! Ieși afară din casa mea! Nu mai stai în casa mea! Uai, dar boxa aia e erou, bă. Deci boxa aia... Sau televizorul ăla. Te rog, iartă-mă. Mamă. Ce simt. Cred că și tu, dacă erai în locul meu, reacționai la fel. Da, reacționam. Băi, ce simt, băi! Da. Nu în fiecare zi poți să primești o veste că ești infectat cu... Ar fi ciudat în fiecare să primești o veste de asta. Dar cum ai luat boala? Ei! Cine ți-a dat-o? Ua! Poate părinții mei. Dar nu înțeleg cum Andreea nu o are. Băi! Stai o secundă, să aflăm o chestie, că nu, că poate sunt prost. HIV. Nu, hai să vedem, deci prescurtare așa. O persoană se poate infecta cu HIV prin lichidele corporale altei persoane care este deja infectată. Deci, știm cu toții ce înseamnă HIV-ul, da? Nu știu ce înseamnă asta, dar se pare că băiatul acesta, Denis, nu a fost prea cu minte. Nu știu, deci nu știu ce poate să mai se întâmple în serialul ăsta. Gândește! Nu e drept, dar... Băi, cât a stat pe telefon în serialul ăsta, de m-am plictisit, doi. Nu, ce zici? Trebuie să spune el. Nu! Și ce crezi? Bă, da... Ar fi bine să-i spun... Da. Da, eu sunt. Deci dacă... Bă, perma.
se întâmplă? Ce se întâmplă? Livi, dacă nu face transplantul în momentul ăsta, va muri. Man! De ce te scarpi de nas când vorbești de Livi? Dumnezeule, mamă, fugiți-ai! Stai să mă pregătesc! Mă duc să mă dau cu Riven! Păi ce altă e ușa pe aia? Ce cauți? Ce tare a fost cadrul ăsta! Sunt bine! Până. Un bibeu, pe bune. Ea cred că-l ține pe el sincer, fără să fac. Pot și singură. Băi, ce... De-a să-ți mai pun o fermă. Păi, dar abia-ul... Ea stătea acolo, de unde ai adus-o, bă? Te făcut cu... bine. Adela mai trebuie să stea 2-3 zile în spital să se recupereze și după... A, gen, a făcut transplantul! Și Adela i-a dat ficatul sau ce i-a dat? Rinichi. Ce i-a dat? Eu totuși am o întrebare. Ce s-a întâmplat? De ce totuși ați plănuit asta fără mine? Eu nu v-am dat voie! Ua, ce nu-ți convine? Tu chiar te simți datoare pentru că am vrut noi să te ajutăm. Să nu venim. Bă, să... Tu chiar te simți datoare că noi ți-am dat un ficat să trăiești? E ok, nu trebuie să fii datoare. Am vrut noi să-ți dăm un ficat să trăiești. Nu înțeleg de ce comentezi atât, gen, ai putea să zici mersi și să taci, gen. Oricum este cel mai ciudat scenariu, nu, n-am întâlnit niciodată o persoană care o zic: Doamne, mulțumesc, trăiesc, mulțumesc că mi-ați dat ficatul. Mulțumesc. Deci, de ce mi-ai dat ficatul? Să ducem flori la cimitir? Pentru asta? Ești tu supărată? Nu. Pentru ce, mă? Dar ce crezi că eu nu aveam nevoie de ajutor? Aveam! Dar nu trebuia voi să alegeți un... fără mine. Acum să nu-ți pară rău. Ok? Și nu ești datoare nimănui. Ok? Duște la frumos cu paharul, apă. Da. Ai mi-a dat ce par cu apă, te rog frumos? Mi se de. A, mersi. A, mersi, să străiești. Te pup. Da, oamenii ăștia sunt... Au vrut să scape de el, nu? Ca să sune pe cineva. A, dacă a început muzica asta e grav, se întâmplă ceva. Zis apă. Nu, mai avem apă, avem doar suc. Nu, apă. Chiar de ce eu adus suc dacă voi apă? Man, dar beți apă, de ce beți sucuri? Ce ai de tremuri? Ce? Ce ai de tremuri? Nu pot să te mint. Păi, nu-mi ții. Cine a zis? Ce? După ce am făcut testul de compatibilitate pentru tine, man, am primit un telefon care trebuia să-mi dea răspunsul dacă sunt compatibil sau nu. Nu eram compatibil și mi-a spus că... Man, oamenii ăștia chiar să... Că te infecta cu HIV. Scui pe sucu! Man! Cum? Eh, cum? Mai trebuie să tu așa ai vrea. Cum? Și cel mai ciudat mic, Andrei anulare. Păi, vai, dar dacă l-avea Andrei era foarte ciudat, sincer. Și ce-a spus nimic doctorii? Bă, dacă Andrei sorsa, n-ar fi fost ciudat rău să aibă HIV, gen... Bă, ce-i la fund de dușmănii? Oh! Aia zic. Ți-au dat drumul deja? Da. Mi-am venit să mă desune. E normal ăla. A venit singur la spital. Bravo, îți poartă după mine. Fără ficat. Cu dializă de-aia. Dar Livi unde-i? E dincolo doar. 3 km am venit pe jos, da? E ok. A arătat 18 de trează. Da, acum trebuie să ajungă și Andreea. Andreea? Da. Andreea? A aflat ce s-a întâmplat cu Livi și vrea să se întoarcă. Deci Andreea a plecat. Trebuia să fie deja aici, de vreo două ori. Da, bă, ești prost. Tu
unde pușa mea vrei să știu? Lasă-mă că-ți prins aici, pleacă! Bă, ce prost este, mi-a stricat deranjul aici, bă! De unde știu, bă, că ești acasă? Bă, când dă vestea secretă. Gata, mă, măcar cum cap. Băi, e momentul culminant. Așa, acum că mi-a stricat frate momentul, o să pot să aflu vestea finală. Deci, bă, da, ce prins eram aici, n-am auzit când a intrat. Să văd să nu-ți gândit și nu mai bine. Cine te mai sună, ai mâncat în sufletul tău? Da. Tot de la spital? Da. Hai, Andreea. Da, e bine. Nu îmi spune că a murit cineva. Bă. Ce se întâmplă, ziceți? Ne vedem la spital. Nu mai suport, legit nu-i mai suport pe copiii ăștia. Toate ca toate, dar copiii ăștia știu să te țin în suspans. Orice ai zice tu, copiii ăștia știu să te țin în suspans, frate. N-ai cum, deci n-ai cum așa ceva. Te sună la telefon și tu nu mai zici nimic. Să-mă leacă, să văd și eu cine te-a sunat. Vorbești o leacă, bă, să dau și eu în context. Uite, episodul 4, episodul 5, acum al dau, deci nu mă interesează. Zic, bă, are doar 5 minute episodul 5. De unde intră, mamă, băi, trebuie să mă uit. Cum bă, doar 4 minute, mă, uite. Fraților, o să fie un episod greu, legit. O să fie un episod foarte greu. Dacă are... Livi, ce faci afară? Adică, ce faci afară? De la Adela că pleci. Da, nu pot să o luam. Știu. Unde pleci? Hai cu tine la nu. Ba da. La ba da. Vreau să-ți fiu alături. Și tu ai fost alături de mine în orice clipe. Hai. Hai că sunt bine. O, hai. Acum, dacă ai ficat, crezi și ochii, ești bine. S-au plecat la aeroport. Ah, melodia asta. No! Pardon. Dar cât de bun este film slow motion-ul. What the fuck, cât de bun este slow motion-ul. Dar ce tare este, pardon. Pardon, cât de tare. Dar cât de cadre filmate ai de se vede așa bine. 60 de cadre se vede așa bine slow motion-ul. Și când e... Ceva ce micuțule, ceva patrocle, mă. Dă-te așa, mă, leacă, mă, intri în cadru, mă, patrocle, mă. Hai, patrocle, dă-te o leacă, stai, cât facem slow motion-ul ăsta. Un cadru avem, măi. Dă-te o leacă, mă. Și nu spuneți că, efectiv, ăsta e tot episodul. Mă, leu. Vorbim, nu știu, mai târziu, sau mâine. Ne vedem la spital. Mamă, iarăși. Ce caut aici? După, deci la aeroport. Înapoi, în casă, acum. De ce? Eu m-aș duce. Acum am zis. Hai. Dai, dacă... Mă pot duce și singură, hai, mai încolo. Hai, mai încolo, gata cu șmecherile astea, că din cauza mea trăiești. Și dacă ai la... Din cauza mea trăiești. Să fiu pe lumea asta, egoistă. Stâlpul. Ce ai în casă că din cauza mea trăiești? What the fuck? După o lună? Ce s-a întâmplat ei? Deodată? Băi, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat după o lună? Bă! Man, pardon. Vă rog frumos, ce s-a întâmplat? Excuse-mă, se pe mine, se pe fini? Cum adică? Asta a fost episodul? Păi eu câte episoade am filmat până acum? Asta e al treilea, nu? Mi-e trebuie să mai iasă două, nu? Frate, cred că e groasă treaba. Hei, ce e ăla? Ce? Sunt mai bine decât cum am fost eu. Nu să ne plimbăm, putem. Poate face și bine. Mă, tot cu asta acolo. Într-un fel, pe mine, nu știu. Nu, pa, de la am crezut-o pe mine, adică, o crezut cu mine ca cum am văzut. Spune cuvintele că le așezăm noi. Eu cu Adela am fost, eram
cam 200, eram fam, tuturor fam. Da, cred și eu că nu-ți putea concentra de la... Da, de la ce mă uit. Atâtea chestii random care se întâmplă. Primești un telefon, ai HIV, primești un telefon, ai leucemie, primești un telefon, moare măta. Primești un telefon, vine Andreea, primești un telefon, se întâmplă ceva. Băi, o să fii nebunii, legit, eu chiar sunt curios. Mi-a părut rău că la Olivia n-am apucat să văd. Așa că la ăsta chiar vreau să-l văd. Ne vedem în episodul următor, sper că v-a plăcut. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Ros Niculeț. Ne vedem în fiecare zi la 6 cu episoadele astea. Și bineînțeles, dacă găsiți, aveți canalul lor în descriere, să vă abonați, să le dați un like, pentru că o muncit, sincer, o muncit. Râdem, glumim, dar o muncit. Și să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat. Pupu!